Bună ziua și bine v-am găsit din nou! Am reușit iarăși să filmez ziua și astăzi m-am gândit să fac un videoclip cu uh, cumpărăturile din ultima perioadă, mai bine zis, un hol micuț de cumpărături. Uh, aș fi vrut să-l fac mai târziu, să mai adun câteva produse, dar uh, am nevoie de produsele care le-am cumpărat și atunci m-am hotărât să fac uh, acum uh, videoclipul și vom începe cu două cărți. Am făcut o comandă pe Librex și într-o perioadă în care transportul a fost gratuit și pentru că transportul a fost gratuit am putut să fac comandă doar de două cărți și anume Taina Povestitoarei de Sejal Badani și a doua carte Chimista Chimista, de Stephanie Meyer. Deci, de la autoarea seriei Amurg. Eu am seria Amurg, am și citit-o, dar cred că o voi reciti. Ele sunt în țiplă, am primit de asemenea în, în colet și două semne de carte. Pe unul scrie, aici ai rămas lectură plăcută și pe partea cealaltă topit după citit. Al doilea semn de carte este cu cărțile despre Regina Maria, jurnalul Reginei Maria și cele patru volume din serie. Eu nu mi le-am cumpărat, nu m-au tentat. Nu știu dacă le-a cumpărat cineva și sunt bune, vă rog să-mi spuneți, să-mi lăsați în comentarii. Ele sunt în țiplă. Deci haideți să începem cu prima. Un pic numai să desfac țipla. Deci cu taina povestitoarei ca să vă spun câte ceva despre ea. Am uitat să vă spun, în colet am avut și o bombonică, dar nu am mai găsit-o să vă arăt, pentru că bănuiesc că am mâncat-o soțul meu. Aceste cărți le-am luat când era o reducere, le-am luat cu 19 lei și ceva, 20 de lei să zicem. 20 de lei una, 19 lei și vreo 70, nu știu cât. Dar 20 la rotund, una și 20 cealaltă. Și 5 lei am mai plătit procesarea cu plata ramburs. Adică la primirea coletului. Deci am desfăcut uh, țipa de la prima, de la taina povestitoarei. Și acum să încerc și de la aceasta ca să vă pot spune ceva și despre ele. Dacă tot vi le arăt. Așa, deci prima. Taina povestitoarei este de la editura 3. Aici scrie o poveste fascinantă despre puterea iubirii, vindecare și dorința de a visa. Jaya, jurnalistă newyorkeză, este devastată după ce pierde a treia sarcină, căsnicia ei se destramă și totul pare să se prăbușească. Pentru a-și mai alina suferința, pleacă în India în căutarea unor răspunsuri despre trecutul familiei sale. Cucerită de peisajele, sunetele și mirosurile insolite care o asaltează, Jaya începe să... Studieze cu entuziasm cultura Indiei. Ravi, fostul servitor și confident al bunicii ei, Amisha, o ajută să descopere luptele, perseverența, iubirea ascunsă și căderea tragică a acesteia în timpul ocupației britanice. Grație poveștii extraordinare a curajoasei Amisha, Jaya își descoperă un optimism și o putere pe care nu le-a bănuit niciodată. Are un număr de 510 pagini. Coperta este frumoasă, cam așa este de groasă cartea. Trecem la următoarea, Chimista, de Stephanie Meyer, Deci o scriitoare foarte bună, dacă este autoarea seriei Amurg, vă dați seama. Seria Amurg este o serie foarte bună. Să vedem ce spune. Felul cum Mayer gestionează curiozitatea cititorului, întreținând și controlând flux, fluxul informațiilor, demonstrează o maestrie de virtuoz. Oamenii nu vor doar să citească romanele lui Mayer, ei vor să pătrundă în interiorul lor și să trăiască acolo. Aceasta este o recenzie. Altă recenzie. Nu citești un roman de Stephanie Mayer, ci îl trăiești alături de personajele vii și convingătoare pe care le-a creat. Mayer are modul său special de a. Implica pe cititor în viața personajelor ei. Și aceasta este tot de la editura 3. Are un număr de. Aici avem o. Coperta este așa. Are o poză cu scriitoarea. Și are un număr de 606 pagini. În acest thriller palpitant, o fost agentă urmărită de superiorii săi trebuie să rezolve încă un caz pentru a-și dovedi ne nevinovăția și a-și salva viața a fost arma secretă a uneia dintre agențiile fantoma ale guvernului american. Când a devenit incomod, au decis să o lichideze. Ca să rămână în viață, s-a transformat într-un cameleon care jonglează cu identitățile și adresele. L-a ucis pe singurul om în care avea încredere, însă ea reprezintă în continuare o amenințare. Vor să o vadă moartă și asta cât mai repede. Când fostul șef îi oferă o cale de ieșire, realizează că ar fi singura șansă de a-și reinventa destinul, doar, dar pentru aceasta va trebui să accepte o ultimă misiune. Constată însă că informațiile pe care le obține o pun într-o situație și mai primejdioasă. Hotărâtă să înfrunte direct amenințarea, se pregătește pentru cea mai dificilă luptă din viața ei, dar se îndrăgostește de un bărbat. Noua pasiune nu poate decât să-i micșoreze șansele de supraviețuire. Aflată în impas, își valorifică talentele unice în feluri pe care nu și le-a imaginat niciodată. În acest roman, cu o intrigă bine închigată, Stephenie Meyer creează o nouă eroină aprigă și fascinantă cu abilități și din comun. Ne arată încă o dată de ce este una dintre cele mai vându bine vândute autoare din lume. Din uh, colecția Fiction. Deci, așa, dăm mai o par uh, le dăm deoparte. Uh, următorul produs pe care vreau să vi-l arăt este acesta. Mi-am cumpărat un tricou și uh, vreau să-l pe etichetă nu scrie prețul. Este în mărimea S, dar este destul de lărguț și el arată așa. Mi-a plăcut foarte mult. Uh, este destul de larg ca mărimea S și are un imprimeu foarte drăguț. Mie mi-a plăcut tare mult. Are niște strasuri aici la șapca fetei. Are un cercel în ureche tot cu strasuri, un lanț. Eu dacă nu am haine cu lanțuri, strasuri, nu mă simt bine. Deci este genul meu de îmbrăcăminte. La unghii iar are strasuri. Și o brățărușă la mână tot cu lanțișoar și două strasuri. La el este din bumbac, un material foarte bun. Mânecile sunt suflecate așa, aici sunt cu sute, cred că trebuie să le dau drumul. La jos, așa este moda acum, la o serie de haine, este netivit, nu este nicio problemă, așa este modelul. Deci este destul de larg, după câte se vede, în această idee, ca să mă îmbrac cu acest tricou, mi-am făcut și unghiile și cu această ocazie. Deci tricoul se vede pe cameră mai albastru, văd eu, el este un mov închis. Unghiile mele, mi le-am făcut un mov mai deschis, ca într-un fel să mă pot asorta cu tricoul. Și cu această ocazie am deschis o ojă de la Avon, Pro Color, care o aveam în această nuanță și încă nu era începută, era, o aveam pe stoc și am spus că acum e momentul să o desfac. Despre ojă ce pot să vă spun, mai bine vă spun acum decât în produse terminate, greu termin ojă, am foarte multe desfăcute și la urmă eu am obiceiul de le mai combin, când mai rămâne măsar de culoarea care am, care folosită și mai combin culorile între ele și atunci la empties nu pot să vă Uh, spun, spun culoarea exactă, deci aceasta se vede, este un mov deschis, uh, m-am dat acum prima dată cu ea, ca să vă pot spune ceva, s-a uscat foarte repede, are un luciu frumos, culoarea îmi place, deci este o ojă bună, se usucă în 60 de secunde. Bine, poate un minut chiar n-a durat, poate vreo 2 trei dar s-a uscat repede. Tăm și tricoul și oja, mai așa. Pe tricoul acesta am dat 35 de lei, am uitat să vă spun, este de la un magazin din cartier, cu produse de îmbrăcăminte. În continuare, mai am un tricou la 10 lei cumpărat din Carrefour. Acesta este de bumbac, arată așa, este alb. Mi-a plăcut, este drăguț de la marca Tex. Are un scris cu SIDEF, mie mi-a plăcut și am dat pe el uh, 10 lei. De asta l-am și cumpărat, fiind foarte ieftin, bumbac, frumos, nou. Alt uh, tricou, tot de la Carrefour, tot de la ma marca Tex, uh, tot din bumbac. Pe acesta am dat uh, 7 lei. Mi-a plăcut culoarea, este bumbac, este bun. Uh, ele sunt în mărimea S, eu port S sau M, dar depinde cum arată tricourile uh, sau bluzele sau uh, uh, vedeți că acestea sunt S, uh, tricoul acesta mov este tot S, dar este mai larg. Depinde de croiul care uh, este aplicat uh, la haine, așa și mărimea ei. Uh, ce mai am în continuare am uh, produse de curățenie cumpărate pentru că uh, am nevoie de ele și am uh, dat uh, o tură uh, printr-un magazin de la mine din cartier, pentru că acolo produsele de curățenie sunt mai ieftine decât în hipermarketuri și supermarketuri. Am observat și am cumpărat așa. Am cumpărat v-am spus și în când v-am arătat că am terminat Ajax-ul acela verde de flori de primăvară. Acum am cumpărat un Ajax pentru gresie și faianță, un Ajax floral Fiesta de culoare mov, așa arată el. Are cantitatea de un litru, este foarte bun, eu cu Ajax mă împac. Am luat unul așa și am mai luat unul de lămâie, de lemon, de culoare galbenă, bineînțeles, tot la un litru. Eu mă împac foarte bine, deci să le vedem și cum miroase. Acesta miroase foarte frumos a lămâie și acesta foarte frumos a flori. Da, cred că le cunoașteți și voi. O să le dăm deoparte. În continuare, am am cumpărat două kitchen new, v-am spus că eu nu mă pot lipsi de ele. De acest uh, detergent de la Cif și mi-am luat două ca să am pe stoc pentru că eu îl consum foarte repede. Am două sticluțe cu pulverizator, foarte, foarte bun pentru aragaz, pentru uh, mobila de la bucătărie chiar și de prin alte părți, nu numai de la bucătărie, unde este nevoie, unde este murdărie acumulată care se duce mai greu, nu poți lua cu un spray de mobile sau ceva, este bun de folosit, ia mizeria urgent, la iar la geamurile termopane, pulverizezi pe termopane și curge mizeria, praful de pe stradă care este și se depune pe geamuri, deci nu geamurile, doar termopanul tocul geamurilor, atât dai, nu pe geamuri, nu pe sticla de la geam. În continuare, mai am, am, mai cumpărat un spray de mobilă de la Sano, sper să fie bun, curăță, lustruiește, protejează lemnul, îndepărtează praful. Are 300 de mililitri, îl voi proba, îl voi testa și nemtiți vă voi spune despre dânsul dacă a fost bun sau nu. Uh, nu l-am mai avut pe acesta niciodată, am avut altele. Nu v-am spus, ciful are un gramaj de 500 de mililitri. Ce mai am? Am mai cumpărat două basavuri, v-am spus că eu cu semana mă împac cel mai bine și la, în cartier, uh, uh, aici la mine, l-am găsit la 16,50 lei, este acesta nou apărut pe culoare verde. Să vedem și cum miroase. Are un uh, gramaj de 1,7 litri. Să vedem cum miroase. Deci este acesta pe verde. Semana Elixir Bloom. Miroase foarte frumos, a flori. Și deci mi-am făcut stoc, mi-am cumpărat două pentru că l-am găsit la 16,50 lei. În, uh, hipermarketul, supermarketul este la 22, 23, 24, 25 de lei și am zis că să-mi iau pe stoxam. Nu v-am spus pe cifă, am dat 7,50 lei sticla. În supermarketul tot așa, 12 lei, cam așa pe acolo ajunge. Și un ultim produs pe care vreau să vi-l arăt este această sticlă de canistră de să dau un pic ca să puteți vedea, să le dau mai în spate. Deci de 4 litri de la Sano Clor am cumpărat să am, am dat 13 lei pe această canistră de 4 litri. Sper să fie bun, n-am mai folosit până acum înălbitor cu clor. Curăță și înălbește, 2 în 1 de lămâie cu parfum de lămâie. Voi vedea cât este de bun și dacă este bun îl voi recumpăra. Deci la 13 lei 4 litri mă gândesc că este un preț bun. Deci cam acestea au fost produsele care am vrut să vi le arăt. Vă mulțumesc frumos că m-ați urmărit și sper să ne vedem în curând cu un alt videoclip. La revedere!